Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit la acest canal, dragii mei! Și mă bucură foarte mult și mesajele voastre frumoase. Vă mulțumesc din suflet, să dea Domnul să fie toată lumea fericită și iubită, dragii mei! Alegeți-vă ceașca și vom deschide de pe data 14 până pe 17 martie și vom vedea ce ne va spune ceștele noastre. Va fi prima ceașcă, asta va fi a doua ceașcă. Să vedem ce ne va zice ceștele noastre pe aceste zile, dragii mei. Sper să fie totul bine. Dacă v-ați ales ceașca numărul 1 sau numărul 2, să vedem ce ne va spune ceștele noastre. Să punem prima ceașcă deoparte și vom deschide prima ceașcă. Oi, Doamne, ce-i cu negura aceasta voastră, iar în sufletele voastre? Cine v-a rănit așa de mult? Cine nu vă suferă? Cine nu poate să încapă de voi? Într-adevăr, aveți prea multă lume geloasă deasupra voastră, dragii mei. Într-adevăr, sunteți niște persoane care lumea vă este invidioasă deasupra voastră, pentru că ele nu reușesc să facă ceea ce faceți voi. Ele nu reușesc să aibă ceea ce aveți voi, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și afară, poate să fie și acasă. Vă îmbrăcați ori foarte bine, ori sunteți mai frumoase decât ele, ori munciți mai bine, ori sunteți mai, cum să zic, mai bune decât ele, nu înțeleg, dar sunt multe lume invidioasă deasupra voastră. Sunt persoane care nici de cum nu vă suportă. Toată vremea caută să vă pună un băț în roate. Toată vremea doresc aceste persoane ca să vă puie la pământ, dar aceste persoane nici de cum nu vor reuși, că niciodată nu vor ajunge la nivelul vostru, să știți. Voi țineți capul sus și mergeți mai departe cum ați mers până acum, pentru că voi cât o să mergeți, o să adunați multă lume invidioasă deasupra voastră, dar voi mergeți pe drumul vostru, pentru că tot acele persoane invidioase o să cadă în groapa lor și în noroiul lor. Voi capul sus și mergeți mai departe, să știți, dragii mei. Aici văd două persoane, dragii mei. Aceste două persoane este o familie. Și, într-adevăr, această familie are o greutate. Într-adevăr, poate să aibă un copil bolnav sau chiar soțul bolnav, pentru că aici văd în casa voastră o persoană bolnavă, poate să aibă și cancer. Cancer, îmi cer scuze. Rac. Pentru că acest bărbat este bolnav de burtă, de stomac, are ceva probleme cu burta, mai știu. Dacă nu e rac, poate să fie și altceva, dar acest bărbat, această persoană în casa voastră este bolnav de o boală care îl apasă pe suflet, dar până la urmă să știți, chiar dacă este rac, să știți că va fi bun. Nu rău și o să-și continue viața mai departe, pentru că vă văd aici toată vremea pe drumuri cu acest bărbat. Poate să fie și copilul vostru, nu că poate să fie rac, dar poate să fie și altă boală, dragii mei, pentru că această persoană este în casa voastră și multe drumuri faceți pentru această persoană ca să se vindece. Dar să știți până la urmă, chiar acum aveți în capul vostru multe semne de întrebare, oare să se vindece, oare ce o să fie, oare cum o să fie, dar să știți că aici este o potcoavă. Această persoană, până la urmă, după o vindecare, după un proces de vindecare, să știți că se vindecă, dragii mei, și iarăși o să intre în casa voastră acea bucurie, acea fericire care ați avut-o în trecut. Da, acum vă este... Așa, inima frântă, vă gândiți la această persoană din cauza acestei boli, dar să știți că până la urmă o să fie totul bine. Și ce mai văd aici, dragii mei? Văd aici un șarpe, o persoană care, un dușman de al vostru cade din picioare. Pentru că acest dușman l-ați descoperit și deja la acest dușman ați început să-i
scoateți masca de pe față și acest dușman din cauza aceasta cade jos, dragii mei. Nu-i mai ajunge putere ca să vă facă rău. Pentru că deja stă în genunchi și nu are putere să ridice acel dușman. Pentru că voi în trecut nu l-ați știut cine este, dar l-ați descoperit și încetul cu încetul îi scoateți masca de pe față acestui dușman și acest dușman cade la pământ, pentru că voi sunteți deja fericiți că acest dușman îl știți și vă puteți ocroti de el și vă puteți feri de el, să știți, dragii mei, într-adevăr sunteți foarte bucuroși. Așa, care sunteți cu litera T? În nume sau prenume, vreau să vă zic că veți avea o sărbare. Într-adevăr, veți avea o sărbare foarte frumoasă, pentru că aici văd, poate să fie o zi de naștere, poate să fie o cumătrie, poate să fie și altceva, dar aveți o sărbare. Dar la această sărbare să știți că viața voastră o să se schimbe brusc, o să fie ceva bine în viața voastră, pentru că aici văd o săgeată în sus, să știți, dragii mei, asta înseamnă fericire și în viața voastră schimbări va fi, să știți, după această sărbare sau chiar la această sărbare o să vi se schimbe viața spre bine, să știți. Cei care sunteți cu litera S în nume sau prenume, văd aici că sunteți îndrăgostiți de o persoană X. Știți ce înseamnă asta? Îl iubiți de departe, dar această persoană X nu știe nimica că voi îl iubiți, dar până la urmă o să vă deschideți la această persoană și într-adevăr o să aveți o relație foarte bună, să știți. Doar voi îl iubiți de departe, îl iubiți pe de ascuns pe această X, persoana X, să știți, dar până la urmă o să vă, cum să zic, o să vă deschideți la această persoană și o să aveți într-adevăr o relație bună. Chiar o să ziceți, mai bine îi spunem de la început de ce m-am ferit eu așa de mult, dar până la urmă o să fie bine, să știți. Dragile mele, mă refer la femei. Văd aici o persoană care are probleme cu sânii, dragii mei, să știți, cu sânul stâng aveți probleme, pentru că văd aici niște chisturi sau ceva, dar să știți că o să vă vindecați repede, pentru că și voi, din cauza sănătății, din cauza acestui sân, vă îngrijorați, dar să știți că o să iasă rezultatele bune, nu vă îngrijorați că o să fie totul bine. Litera J, văd aici, care sunteți cu J în nume sau prenume? Of, vine o fericire spre voi nemaipomenită, vă înflorește floarea deasupra capului vostru. Vi se pune pe capul vostru un noroc, dragii mei, să știți, într-adevăr, cu litera J și O în nume și prenume, care sunteți. Cu aceste litere vă vine o bucurie spre voi, vi se pune deasupra capului un noroc, să știți. Aici văd femeile văduve, care sunteți femeile văduve, să știți că vă vine și vouă noroc, pentru că țineți în mâinile voastre buchetul vieții voastre, să știți. Că vă gândiți că eu nu am noroc, că nu găsesc pereche, dar deja țineți acel buchet al vieții în mâinile voastre, să știți, dragii mei. Cei care sunteți nu, cum se zice, fără pereche, dragii mei. Nu știu cum se zice în limba română, am uitat cum se zice în limba română, dar cei care nu aveți pereche sau cei care sunteți singuri sau cei care v-a decedat soțul, să știți, vine fericirea spre voi. Dorința voastră, să știți că se împlinește. Și uitați-vă, deja uitați-vă, soarele a ieșit în casa voastră, dacă vedeți, dragii mei. Veți fi fericiți, să știți că ai răsărit soarele în casa voastră și sunteți veți fi fericiți. Uitați-vă, ce soare frumos a ieșit aici. Pleacă toate scârbele, toate durerile din casa voastră, tot ce doriți o să reușiți, să știți. Totul pleacă de la voi și a ieșit soarele în casa voastră. Deja uitați-vă, S, I și U, aici sunt multe litere, să știți că învingeți și dușmanii, învingeți totul și în casa voastră între soarele. Uitați-vă ce soare frumos luminează în casa voastră, cei care ați ales prima ceașcă.
Așa, dragii mei, să vedem a doua ceașcă ce ne va spune. Așa. Aoleu, 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 două inimi, două inimi, două inimi, se împreunează, uitați-vă aici. Prima și a doua inimă, cum se împreunează, știți că o să fiți foarte fericiți în aceste zile, în casa voastră intră fericire, să știți. Dacă v-ați certat, vă veți împăca, să știți că iubirea voastră o să meargă spre bine, o să fiți mai fericiți, pentru că, uitați-vă, lângă aceste două inimi, văd două persoane care se îmbrățișează, vedeți? Femeie și bărbat, uitați-vă. Pentru că în trecut a fost a treia persoană în această pereche, dar a treia persoană deja fuge cât o ține picioarele, să știți. Nu mai are putere să intre între voi, pentru că la voi iubirea este mare și nu poate nimeni să reușească să vă despartă, pentru că a treia persoană fuge cât o ține picioarele, să știți. Uitați-vă că o să se înnece în fântâna ei și în murdăria ei o să se înnece ea singură. Voi veți rămâne fericiți și vă veți împăca, o să fie foarte bine pentru voi, să știți. Uitați-vă ce ciupiarcă aici, să știți că în casa voastră intră fericire, iubire și pace, să știți, pentru că deja dacă v-ați certat în trecut, familia voastră era așa plină cu probleme, acele probleme au fost din partea persoanei a treia, pentru că, cum am zis, ea pleacă de lângă voi și deja voi sunteți fericiți, dragii mei, voi câștigați, pentru că toată vremea, să știți că cine se bagă în familia altuia și destramă familie, niciodată nu va fi bucuros și niciodată nu va face o familie. Pentru că aceste persoane toată vremea, tot ele pierd și tot ele se înneacă în noroiul lor, să știți, dragii mei. Pentru că aici sunteți deja fericiți, deja cu copiii voștri sunteți fericiți, vă îmbrățișați și pleacă toate greutățile și toate scârbile din casa voastră, să știți, dragii mei, pentru că aici, în sufletele voastre, chiar în inima voastră, aici văd un pește, să știți, un delfin, să știți. Delfinul toată vremea, să știți că este noroc. Acest delfin o să vă conducă la drumul bun. O să vă arate drumul bun, să știți, pentru că aici văd cei care vă pregătiți de o logodnă sau de o cununie, să știți că aici văd un farfece care tăiați lenta de la inele, să știți, dragii mei, acest farfec o să vă intre în viața voastră și o să fiți fericiți. Să știți, Doamne, aici văd multă fericire, să știți, perechi fericite. Aici văd o femeie este supărată pe soțul ei sau pe prietenul ei, nu știu ce, dar această femeie stă cu spatele la acest bărbat. Să știți că acest bărbat, într-adevăr, îi pare foarte rău că s-a certat cu voi. Într-adevăr, îi pare foarte rău că v-a jignit pe voi. Și el acum umblă din urma voastră, chiar dacă nu umblă din urma voastră acum, să știți că el o să vină la ușa voastră, la picioarele voastre și o să-și ceară iertare, pentru că îi pare foarte rău. El se gândește acum cum să fac ca să o întorc la mine, pentru că, într-adevăr, acest bărbat a făcut o greșeală, dar acest bărbat, într-adevăr, vă iubește, a făcut această greșeală, dar îi pare foarte rău că o să vină la ușa dumneavoastră și o să-și ceară iertare. Cei care sunteți cu litera N în nume sau prenume, primiți un telefon. Vine o veste prin telefon și o să fiți foarte fericiți. Poate că ați dat la un loc de muncă. Poate că să fie și altceva, dar în fața voastră este deschis litera N în nume și prenume care căutați de muncă. Să știți că vine spre voi acel noroc, să știți, pentru că este o persoană care v-a deschis așa brațele și vă așteaptă ca să veniți, pentru că acest loc de muncă pentru voi o să vă fie viața, acest lucru pe muncă pentru voi o să fie totul. Să știți că cu ajutorul unei persoane o să vă găsiți un loc de muncă. Aceasta este o femeie slabă, înaltă,
cu ajutorul acestei femei o să vă întindă o mână, o să vă sune și o să vă deie vestea că puteți să începeți acel loc de muncă. Și încă ceva, dragii mei, văd aici o persoană, un bărbat care bea foarte mult, într-adevăr, așa mai bea că îl văd cu sticla la gură și se leagănă de pe drum, pe cărare, de pe cărare, pe drum se leagănă. Aveți probleme, aveți persoane care vă jignește cu băutura, dragii mei, chiar vă duce până la ultimul bănuț din casa voastră pentru băutură și acest bărbat, într-adevăr, nu se poate lăsa de băutură pentru că acest bărbat are vrajă pentru ca să poată bea. Știți ce vrajă are acest bărbat? Cineva i-a făcut o vrajă cu un clanț de rață, dragii mei, să știți, clanț de rață. A muiat acel clanț de rață în vin. Cum bea rața apă, așa să bea această persoană alcool. Să știți că este o persoană care v-a făcut această vrajă. Chiar această persoană este în apropierea voastră. Poate că voi chiar o știți, dar nu îndrăzniți să-i spuneți. Dar să știți că în 3 săptămâni sau în 3 luni voi o să plecați la această femeie și o să-i spuneți, o să aflați cine este. 3 săptămâni sau 3 luni o să aflați cine este această persoană care, pentru că această persoană, pentru acest bărbat, în fiecare lună reînnoiește această vrajă. Cât mai repede trebuie să vă curățiți de această, să curețe de această vrajă, că dacă nu o să se curețe acest bărbat, o să beie până la sfârșitul zilele lui, să știți, dragii mei. Văd aici că veți pleca la un... într-o vacanță, dragii mei, cred că aveți gânduri la vară să plecați undeva departe, pentru că aici văd așa pomi, palmie, cum se mai zice, umbrele la mare, să știți că aveți gânduri de a pleca în vacanță la vară și veți pleca, să știți, pentru că o să fiți foarte fericiți, pentru că aici vă văd pe malul mării sub umbrelă, în bikini, să știți că veți fi foarte fericiți, veți pleca în această vacanță, dragii mei, să știți, într-adevăr, a ieșit foarte frumos ceașca. Eu nu știu, câteodată iese și rău și bine, dar trebuie să ne, să ne împăcăm cu, și cu bine și cu rău, că nu poate să fie toată vremea bine, dragii mei, în ceașcă. Mai sunt și greutăți. Gândiți-vă la o dorință. Să vedem dorința cineva. Spune... dorința voastră, dragii mei, încă este în așteptare, din păcate. Și cum am zis, plecați la acea mare, în acea vacanță, dragii mei, vedeți? Plecați și veți fi fericiți, într-adevăr, o să ieșiți la o vacanță. Dar uitați-vă, dragii mei, de la litera V, de la o persoană cu litera V, aceasta este un dușman, uitați-vă, pentru că a ieșit litera întoarsă, aveți de la această femeie multi ochi, dragii mei. Această femeie vă transmite negativitate, această femeie vă trimite de ochi, să știți, în casa voastră, deasupra familiei voastre. Dacă aveți în jurul vostru așa persoană cu litera V, pentru că, uitați-vă, a ieșit așa întors, această femeie vă transmite de ochi. Această femeie este foarte, foarte invidioasă deasupra voastră și nu vă suferă de nimica, nu vă suferă de... este așa... foarte geloasă deasupra voastră, de aia toată vremea, vă bârfește și vă trimite de ochi. Negativitatea asta nu înseamnă că vă face vrăj, nu știu ce, dar chiar când te invidiază o femeie sau când poate să te duache, poate să te bârfească, și acestea sunt negativități, dragii mei. Negativități nu înseamnă că sunt vrăj. Așa, dragii mei, sper să fie pe înțeles. Acestea au fost ceștile noastre și vreau să vă mulțumesc pentru tot și nu uitați să vă abonați, deschideți clopoțelul, să fiți la curent de toate videourile pe care le fac. Domnul să vă aibă în paza lui, eu vă iubesc, la revedere!